Să construim cu o singură culoare în Minecraft. Wow! Ați auzit bine! Și dacă vă întrebați cum o să funcționeze acest concurs de construit cu o singură culoare, ei bine, hai să ne gândim la o culoare. Care e culoarea ta preferată? Uite, a mea, spre exemplu, e verde! Mă rog, nu prea se vede pentru că e albastru peste tot, dar ați înțeles ideea. Ei bine, dați-mi 2 secunde să vă prezint sistemul. Acest concurs de construit se desfășoară între mine și Andrei 2010, care, după cum puteți observa, s-a pus la albastru, iar eu o să mă pun la verde pentru că, na, asta e culoarea mea, adică să fim serioși. După cum puteți observa, fiecare culoare are câte un chest în față, iar în acest chest este practic culoarea respectivă. Ce trebuie să facem noi este să luăm fiecare culoare din fiecare chest. Andrei, te rog frumos să mă ajut și tu cu chestia asta, adică te rog ia și tu fiecare culoare din fiecare chest. Așa, bun, frumos, mov, roz, toate cele. Să le ducem aici în mijloc. Haide, bă, mai repede. Să le punem în acest dispenser. Perfect, gata, le-ai pus pe toate? Pe toate? Da, perfect, bun. Iar în momentul de față, oameni buni, o să extragem, iar ce culoare ne pică, noi trebuie să construim cu culoarea respectivă. Doamne, te rog să-mi pice albastru. Da, deci Andrei vrea albastru, iar eu vreau verde, evident, pentru că e culoarea mea preferată. Adică, plus de asta e cea mai tare culoare. Ce, mă, albastru e. Așa că, oameni buni, dacă vă place acest episod și mai vreți concursuri reconstruite în continuare, uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel. Chiar sunt foarte curios cum o să iasă acest episod. Ha, eu unul sincer am emoții, pentru că, băi, chiar sper să-mi pice o culoare bună, pentru că n-aș vrea să construiesc cu habar, dar am portocaliu, adică pe bune. Bine, deși portocaliu e ok, dar nu vreau. Sau cu roz, mamă, dacă îmi pică roz. Nu uitați de asemenea că tocmai ce s-au lansat toate colecțiile clasice de ursuleți și de haine pe Island.ro, practic găsiți toate colecțiile care au existat până acum. Aveți ursuleți cu toate modelele existente, iar stocul este limitat, este o campanie foarte limitată. Și fără nici fel de adăugare, haideți să trecem direct la videoclip. Ok, Andrei, în momentul de față, haideți să extragem prima culoare. Practic eu o să aleg culoarea pe care eu o să o am și tu o să alegi culoarea pe care tu o să ai. Albastru? Bă, n-ai de unde să știi, pentru că aici avem mai multe. Avem mov, roz, portocaliu, verde, roșu, galben, albastru, adică dacă îți pică roz. Nu! Ba, ok, mai vedem, mai vedem. Acolo practic avem locul unde o să trească să construim. O să construim de mai multe ori, îți dai seama, face mai multe runde. Bun, Andrei, așa că hai să extrag eu prima culoare care o să-mi pice. Păi și atenție, trebuie să construim doar cu culoarea respectivă, adică dacă îmi pică verde, bă, doar cu verde. Gen, bă, băiatule, mamă, nici nu știu ce să construiesc, aia e problema, că gen, mie nu pasă ce-ți pică ție, mie îmi pasă doar să-mi pice mie albastru. Bă, Andrei, da, dacă îmi pică, spre exemplu, roz, ce construiesc, frate? Un ponei. Ce, mă? Bun, ca idee, ideea e în felul următor. Noi putem să construim orice, doar culoarea contează, adică putem să construim absolut orice. Am o întrebare, zi. Putem să construim cu diferite nuanțe a culorii respective? Nu? Bă, nu știu. Bă, ideea e că dacă îți pică albastru, să fie albastru. Nu poți să faci cu altă culoare. Dar da, poți și cu albastru deschis și cu albastru închis, da. A, ok, perfect, bun. Așa că hai să extrag eu prima culoare, oameni buni. Uitați, dați un mare like. 3, dă-te, dă-te, stai, ce vrei, mă? Încă o întrebare, zi, bă! De ce n-a dat lumea like încă? Bă, hai, bă, dă-o încolo de treabă, bă, dați like. Bun, hai să extragem. 3, 2, 1 și... Și galben, 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 bă, ai, mă, bă, galben, bă, dar ce ar trebui să fac acum, imperiul bananelor? Mi-ar fi convenit că aș fi făcut o pizza. Mamă, bună idee, ok, acum extrage și tu culoarea ta, haide, 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 repede, 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 ce, hai, mă, frate, mov. Ah, nu cred, i-a picat mov. Ok, mov, hai, vino cu mine. Trebuie să mergem fiecare la locul lui. Practic aici avem zonele unde o să construim și desigur că eu voi construi aici cu galben, iar tu aici cu mov. Hai, du-te acolo înăuntru. Bun, perfect. Iar Andrei, în momentul de față, practic avem 15 minute să construim cu culoarea noastră, începând de acum. Ok, bun, deci, băi, frate, am o grămadă de chestii galbene pe care le pot folosi, gen, bom, multe. Gen, uitați-vă și voi, frate, câte chestii avem. Andrei, cum te descurci cu movul? Chiar sunt foarte prost. Da, ok, bine. Păi, ideea e că eu nu știu ce să fac, deci am o idee așa, adică cred că știu ce aș vrea să fac. Băi, inițial cred că aș vrea să fac o casă, sincer să fiu cu voi. Deci chiar aș vrea să fac o casă pentru că, bă, simt eu așa că aș avea nevoie de o casă galbenă, gen, nu știu cum să vă explic. Dați-mi 2 secunde. Deci, în momentul de față se face cea mai insane casă. Deci, n-ați văzut în viața voastră asemenea casă. Deci, zici că e direct... Mamă, ba nu! No. Știi ce fac aici? Fac mare trampolină de asta gonflabilă. Mamă, cât de bună ideea asta, nu cred. Oh my god! Bă, frate, nu cred! Woo!
Fii atent, dă-te încolo că fac mare parte de distracții. Fac mare parc. Ok, avem aici niște semne, dar nu le folosim. Sunt foarte curios ce face Andrei acolo. Ce aia, mă? Bă, ce se întâmplă, mă? Ok, da, n-am să întreb. Ha, mă, frate, asta nu e unicorn? Ce face, mă, unicorn? Ok, bun, chiar aici cred că pot să fac și o casă. Gen, de data asta chiar pot să fac o casă. Dar stați așa, uite, o face mai mică. Uite, cam așa, ceva de genul. Deci dați-mi 2 secunde. Andrei a zis că face un unicorn. Bă, nu știu ce unicorn e ăla, dar nu vreau să mă uit pentru că îmi stric surpriza. Bă, Andrei, dar știi că trebuie să umpli tot plotul cu chestii, nu? Gen, tot. Adică, sau cel puțin să încerci. Adică, nu poți să faci doar o chestie și atât. Da, lasă-mă. Mamă, deci Andrei e nervos rău, e clar. Bă, Andrei, dar zi sincer, cât de rea e culoarea mova? Adică, bă, eu zic că e ok dacă stai să te gândești așa puțin, gen. Se putea și mai rău, oribilă. Hai, bă! Nu știu despre ce vorbește Andrei, eu chiar cred că e super ok culoarea mova. Adică, bă, eu chiar voiam culoarea mova, sincer, bine, nu voiam, dar... Mă rog! Hai, frate, pe bune, cui îi place mov? Bă, nu știu, habar n-am, ideea e în felul următor, nu contează chestia asta pentru că, băi, în momentul de față eu fac cea mai șmecheră casă cu geamuri galbene. Bă, culoarea asta chiar nu era, gen, chiar nu era. Aici, în caz că nu v-ați prins, e trambulină și fii atent, o să pun și semaforul la trambulina asta. Doar așa ca să se înțeleagă când pot să o folosesc și când nu. Deci, în momentul de față e pe galben semaforul, atenție. Deci, respectăm și culoarea și, practic, vii aici, bam, frumos, sari, după care mergi în casa galbenă, la care, mă rog, încă se lucrează, dar asta e partea a doua, gen. Acoperișul să vreau să-l fac cu lână, pentru că, bă, lână efectiv e cea mai insane chestie ever. Deci, pur și simplu cu lână, bă, combinația asta, bă, n-ai cu... Ha, o să fie totuși o problemă la ușă, pentru că nu știu dacă asta e galbenă. Bă, dacă stai să te gândești puțin, e puțin galbenă, deci cred că merge foarte puțin, adică cred că nu e o problemă, o să vedem ce spune și Andrei. Ok, bun, după care, în interior, desigur că o să avem un pat galben, o să mai avem, ce o să mai avem? O să mai avem, desigur, un cadou, o să avem o canapea, uite, așa, după care o să mai avem niște d-astea, o chiuvetă, bam, frumos, ce mai avem? Punem și o umbrelă de-asta? Bă, nu, cred că nu merge umbrela în casă, stai așa, că am spart geamul. Bă, eu zic că e destul ok, sincer, ia stai. Oh, dar ia stai așa că pot să... Wow, altceva, frate, ia vezi. Ia uite ce frumos. Bă, deci s-a terminat tot cu casa asta, pe bune, deci e full galben ce se întâmplă aici. Chiar îmi place. Bun, iar după care, lângă, aș vrea să facem un fel de... cum să vă explic vouă, un fel de curte, dar dați-mi 2 secunde să vedeți care e faza. Deci punem aici frumos garduri, da, pentru că, bă, deci nu e de joacă. Deci ce se întâmplă în curtea asta? Mamă, deci o să vedeți care e faza. Deci e mare nebunie. E posibil chiar să o facem mai mare. Asta e așa, că o extindem. Deci dați-mi 2 secunde, că facem aici mare curte, fraților. Deci e nebunie. Ok, Andrei, cum te descurci până acum? Zim repede. Aolo. Prost rău. Ok, bun, nici nu vreau să știu ce se întâmplă acolo cu culoarea aia mov. Bun. Dar nu așa se folosesc ușile. 2 secunde, vă rog. Planul meu de bătaie e în felul următor. Vreau să pun aici o ușiță frumoasă, iar aici oamenii mult să facem cel mai mișto loc de plajă. O să vedeți imediat despre ce este vorba, dați-mi voie. Ideea e în felul următor. Vreau să punem așa, vreau să punem niște d-astea. Astea în caz că nu vă dați seama ce sunt, sunt niște șezlonguri. Numai că nu puteți să vă dați voi seama că nu aveți viziune artistică. Deci trebuie să aveți viziune super artistică ca să vă dați seama ce se întâmplă aici. Deci uitați-vă cât de frumos arată. Și aici vreau să fac un fel de mini piscină, doamnelor și domnilor, așteptați 2 secunde. Dar apoi vă întrebați, bă, ce piscină faci tu? Pentru că practic n-am voie să pun apă, pentru că apa e albastră, nu e galbenă. Însă o să pun ceva care e cel mai apropiat de culoarea galben și anume lavă, doamnelor și domnilor. Deci o să punem lavă, da, exact, este o piscină de lavă. Este o piscină mai diferită, acum aia e după posibilități. Și dacă stați atenți să vă uitați, există foarte puțin galben în lava asta. Și oricum, gen, dacă te uiți așa cu un ochi închis, parcă nu pare portocaliu, pare galben, adică pe bune. Deci eu zic că e super ok. Aici o să mai punem niște d-astea, care astea n-am nici cea mai mică idee ce sunt, dar clar sunt șmechere, adică asta e clar. Mai voiam să pun și asta, numai că na, nu prea merge. Desigur că trebuie să și decorăm, să punem niște plante din acestea. Bă! Nu, sunt galbene, e ok. Aveam impresia că nu sunt galbene, dar sunt galbene, ok, perfect. Punem așa frumos. Punem și o mingie de bowling acolo, de ce nu? După care aici punem un semn cu stop, pentru că să fim serioși și n-ar vrea să merg la o piscină de lavă, adică pe bune, trebuie să oprim pe toată lumea care chiar ar vrea să intre aici. Momentan cam așa arată situația. Bun, iar acum desigur că în momentul de față aici în față trebuie să facem ceva super mișto, adică aici în spate, da, am făcut nebunii și așa, numai că aici este piesa de rezistență și anume o să facem
o banană. Pentru că, pe bune, frate, avem galben, trebuie să facem și o banană, nu? Ok, dați-mi două secunde să înceapă magia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Ba, Andrei, cât timp fac eu banana asta, îi zin și mie ce mai faci. Chiar sunt foarte curios ce mai faci tu, domne. Pentru că, bă, n-am mai vorbit de atâta timp. Plâng tu. Bă, eu sunt foarte curios de ce plângi. Adică, care e motivul exact pentru care plângi? Că nu prea înțeleg care e faza. Gen, a murit cineva sau care e șmecheria? Că, gen, de ce ai plânge în momentul ăsta? Că oficialul urăsc MOV. Ok, are sens. Dar îmi poți spune, te rog frumos, ce te-a făcut să urăști MOV? Adică asta aș dori să știu eu, gen, mai exact. Ok. Da, băi, e foarte grea banana asta, sincer. Acum îi fac contur în caz că nu v-ați prins. Gen, faptul că ești oribil ce am încercat aici să fac. Ok. Aolo, bă, Andrei, bă, mă crezi că e greu ce se întâmplă aici, bă, frate. Gen, mă crezi că e greu rău de tot ce se întâmplă aici. Gen, pe bune, da. Bă, pe bune, gen, e greu rău de tort ce se petrece aici, adică, bă, băiatule, bă, băiatule, 1, 2, 3, 4, 5. Dacă mă întrebați, nu mă uit nicăieri, nu copiez de nicăieri, e totul din capul meu, adică eu tot ce fac aici e full făcut de mine, gen. Ok, Andrei nu mă crede la faza asta, sincer. Nu te cred. Bă, dar de ce nu mai crede, Andrei, că eu chiar știu să fac o banană, gen, promit, efectiv. Ok, arată de ce, sincer, să fiu cu voi. Okay. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și mai trebuie să facem una. 4, perfect. Eu am făcut o încercare de unicorn care mai mult zici că e câine. Ok, sună interesant, banana mea prinde formă. Ok, ok, deci banana asta vezi că începe ușor, ușor, Andrei, să... Ok, ok. Bun, iar acum ar trebui să o umplem pe toată cu galben. Hai să vedem dacă e ce mi-am dorit. Ok, hai să umplem banana. Bam, 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 bam. Andrei, vezi că eu aproape termin. Adică, mă rog, o să mai vreau să fac niște chestii. Băi, frate, eu nu pot să arăt așa pe clip. Nu pot să arăt asta pe clip? Păi, dar de ce, bro? Gen, care e problema? Că nu înțeleg. Adică, care e treaba? A ieșit oribil? A, bă, că, bă, sunt sigur că e ok, frate. Adică, să fim serioși acum. Și bam! Oameni buni, aceasta este banana pe care am construit-o. Bă, sincer să fiu, nu era, adică, bă, mă știam să iasă mai rău, dar, bă, chiar aici ok, gen, chiar e o banană decentă. Aici, oameni buni, mai vreau să fac eu o mențiune, că mai vreau să adaug niște chestii și anume niște butoane. De ce vreau să adaug niște butoane? Credeți-mă că n-am nici cea mai mică idee, dar doar vreau să fie pe aici niște butoane, pentru că, bă, sunt galbene la urma urmei și dacă le apăs, uitați-vă ce se întâmplă. Sunteți gata? Bă! What? Bă, Andrei, calmează-te, mă, e ok, ok, apocalipsa nu e, mă, nu e, sunt doar butoanele mele galbene, ok, bun, păi și cam asta cred că e, am uitat ceva, și bam, oh my god, frate, dar e prea mult galben acum, voi, wow, da, nu, sincer, cred că o să o las așa, sincer, sau, bă, chiar nu știu, o las așa, cred că e suficient galben. Bă, Andrei, eu am terminat. Gata, am terminat. Gata, Andrei, gata. Eu mai am puțin, nici eu nu știu ce încerc să repar aici. Perfect, atunci hai să-l ajutăm pe Andrei. E oribil, gata. Gata? Oh, păi bine, mă, Andrei. Bun, păi fii atent, hai să ne întâlnim în centru, dar nu ne uităm unul altul. Hai, vino aici la culori, vino aici la culori, te aștept. Haide, vino, mamă, 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 chiar am emoții. Ha, bă, Andrei, mai repede. Andrei, bun, salut. Bun, păi în cazul ăsta, ce să mai încolo și încoace? Hai să mergem mai întâi la tine prima dată? Nu, hai să mergem la tine pentru că așa au zis abonații în comentarii. Nu, bă, au zis abonații. Bine, fie, dar e oribil, nu râde, te rog, nu râde de mine. Da, mă, nu râd, stai liniștit. Hai să vedem. What? Bă, ești de bun, ia vezi ce a făcut Andrei aici cu MOV-ul. What? Bă, ok, asta e o secundă, ce e asta? Bă, tărămunii cornii. Ce, bă? Ce e asta, bă? E unicorn? Ai de capul și de zilele noastre, bă! Bă, dar vezi că, gen, nu e rău. A, și, gen, a ieșit cumva din portalul ăsta. Asta vrei să-mi spui, că, gen, a ieșit din portalul ăsta și a ieșit din portal direct un mare unicorn. Bă, ești nebun. Ok, bun, deci nu, te rog, prezintă-mi, uite, aici de la început. Deci, în primul rând, vreau să știu care-i faza cu podeaua asta. De ce totul e, ce s-a astea, ce se întâmplă aici? Așa e vegetația de pe tărâmul unicornilor? Ok, de ce sunt umbrele aici? Adică, care-i faza? Stau la plajă sau care e problema? Gen, ce se întâmplă? Da? Ok, deci, aici stai și la plajă în tărâmul unicornilor, să înțeleg. Că, na, te bate soarele. Ok, lumânări, de ce lumânări? De ce există lumânări aici? Păi...
Păi ce? Că așa e și unicornul la pachet cu lumânările. Bă, dă-l încolo, dar așa prestanță are el, mă, așa e important e. Bă, da, nu știu cum se anunță, dar... Ah, ok, bun, sunt aprinse, credeam că sunt stinse. Bă, sunt aprinse și lumânările, bă, nu cred. Sticla asta ce e? Ce e asta? Ce ar trebui să semnifice? Cristale, oh, ok. Și acum hai să trecem la unicornul ăsta care zici că e, bă, zici că e măgar. E frumos, ok? Deci, în primul rând, are nasul ăsta așa, deci chiar așa. Bă, ochii, efectiv. Bă, l-ai stricat. Ups. Ups, ok, n-am vrut, scuze, poți să-i pui tu la loc, te rog, așa, da, perfect. Bun, are aici coada, ok, deci are coada, e vreo bază secretă în el? Bă, dar de ce n-ai făcut bază secretă? Că chiar mergea să faci aici. Bază secretă, mov în unicorn, mov pe... Era tare, da, ok, da, bă, Andrei, sincer, aș vrea să ies de aici. Acum! Bă, destul de frumos, sincer, portalul ăsta, deci chiar sunt extrem de curios, Andrei, dăm 2 secunde, fii atent, revin imediat. Wow! Oh-oh, bă, ce? Ok, da, nu-mi place aici, vreau înapoi! Bun, gata. Bă, Andrei, bă, ce a fost asta, mă, bă, de ce există, mă, portalul ăsta, de unde a venit, mă, unicornul ăsta? Mă rog, în orice caz, bă, mișto, n-am ce să zic, chiar tare. Bă, Andrei, eu, sincer să fiu, îți dau nota... 8. Ba nu, îți dau 9 pentru că chiar te-ai chinuit. Yay! Acum să spune și abonații ce notă primești și acum e rândul meu. Ești gata să vezi ce am făcut eu cu galben? Haide, perfect, haide, vino cu mine, te rog frumos. Ta-da! Mă rog, gen... Bă! Andrei, nu mai ai pus la butoanele astea! Bă! Apocalipsă! Bă! A, urechile mele! Ok, Andrei, da, deci cam asta e faza. Aici avem desigur o banană, sper că îți place. Banană! Exact, este o banană pentru că pur și simplu, na, e galben și na, galben, na, banană. Hai, vino aici să-ți prezint, pentru că aici avem un fel de mini-orășel. Avem 3 chestii, da? Avem zona de distracție, zona de locuit și zona de distracție din nou. Deci, aici, în primă instanță, avem o trambulină cu semafoare. Deci, nu, e prima trambulină cu semafoare din România. E distractiv, nu? Adică chiar e distractiv, n-ai ce să spui. Iupi! Woohoo! Bă, chiar e frumos, na, zi și tu. Bă, ce ciudată e trambulina asta. Păi de ce? Care-i faza cu ea? Ce nu-ți convine? Simt așa că... Ce mă? Ce s-a întâmplat? Bă, Andrei, gata mă, vrei să vezi o schemă? Da mă, ia... Wow! What? Bă, ce? What? Bă, Andrei! Ai de capul meu, salvează-mă. Bă, ok, nu înțeleg ce trambulină e asta, dar e cam periculoasă. Bă, ajută-mă. Andrei, stai mă puțin. Pune apă ceva. Mor, ajutor. Gata, mai că te salvez, dai așa că-ți pun apă. Ia stai așa. De fapt, bă, nu, ia stai așa, ia să pun eu. Uite, așa. Bă. Ups. Ok, următoarea zonă este casa. Casa foarte șmecheră, te rog frumos să intri. Este casa mea galbenă. Ia să vedem. Ta-dam. Hai bă, n-ai ce să zici. Mamă, ochii mei. Ce mă, ce nu-ți convine? Andrei, ce nu-ți convine? Că nu înțeleg care e problema ta la urma urmei. Ia, opa. Ia uite-l. Ia uite-l ce frumos stă. N-are TV. Da, dar ia uite ce are. Ia vezi ce galben și are. Ta-dam. Ia uite. Hai că la asta nu te așteptai. Ce-ai făcut, mă? Yummy! Păi, bă! A! Andrei, oprește-te! Trebuie să stea aici! Mai dă-mi? Da, ok, nu omul e animal. Da, ce părere ai? Uite, aici avem un cadou, aici avem mai multe chestii. Bă, ăsta e cumva alb? Păi da, bă, lasă-mă, da, ia stai așa că dacă stau să mă gândesc și tu aici, uite, aici roz, ăsta nu e mov, e roz, adică... Haide bă, lasă-mă, uite, și la umbrela asta. Aici e alba, adică, pe bune, lasă. Nu poți să mă judeci chiar așa, bun, hai să continuăm. Deci cam asta este casa, sper că-ți place. Iar acum ultima zonă este o zonă de mega distracție. Și anume o zonă cu piscină privată, unde poți să stai pe șezlong, după cum poți observa foarte, foarte frumos. Ăsta e cumva albastru. A, bă, lasă-mă! Deci, te rog frumos, hai, ia un loc pe șezlong. Deci, te rog, uite, chiar, uite, da, exact, poți să stai tu acolo. Uite, exact, regele, efectiv. Deci, uite, deci tu cât de bine poți să stai. Deci, efectiv, ce se întâmplă aici? Ce, bă? A, Andrei, bă, trezește-te, bă! Na, poftim, deci omul a dormit. Deci înseamnă că e bine ce se întâmplă dacă omul a dormit. Andrei, trezește-te pentru că trebuie să sară piscina! Andrei! Andrei, pizza gratis. Andrei, trezește-te.
Ok, bun, deci asta este piscina, sper că-ți place. Ce părere ai? Pare... cum pare? Foarte caldă. Da, nu e... Bă! Bă, stai, bă, că urma să zic că nu e pentru... Aie. Și la final, Andrei, banana. Bă, cam astea sunt construcțiile pe culorile galben la mine și mov la tine. Sincer să fiu, eu zic că m-am descurcat destul de bine pe galben astăzi. Adică chiar eu zic că a fost destul de ok. Tu du-te pe mov, pentru că mov ai avut. Eu îți dau nota 9 și ție, mulțumesc frumos. Așadar, oameni buni, dacă vreți să mai continuăm această serie și cu alte culori, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip. Și cine știe, poate o să facem cu toate culorile. Doar trebuie să arătați susținerea voastră la acest episod. Data viitoare o să am albastru. Ba nu, eu să am. Ok, pa. Bă! Na, poftim.